Dragi oameni ai lui Dumnezeu, care ați venit în această seară să vă întâlniți cu Domnul, vreau să apreciez prezența dumneavoastră și să mă rog Dumnezeului nostru să împlinească așteptările pe care le aveți în suflet acum. În seara aceasta aș vrea să împărtășim împreună despre un subiect biblic care este foarte complex, foarte adânc, și el cuprinde o mare parte a existenței noastre în plan spiritual, familial și bisericesc. Cuvântul Domnului pe care în această seară aș vrea să îl prezint prin harul său l-am intitulat Creștinul cu trei case. Creștinul cu trei case. Am fost îndemnat să fac lucrul acesta în duhul meu, citind această epistolă, această scrisoare pe care Apostolul Pavel o scrie bisericii din Efes, și la capitolul 3, versetele 14 și 15, Apostolul spune: iată de ce îmi plec genunchii și mă rog Dumnezeului meu care este în ceruri, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din ceruri și de pe pământ. Familie din ceruri și de pe pământ. Omul a creat multe instituții de-a lungul istoriei. Instituții care s-au dizolvat odată cu trecerea timpului. Dumnezeu a creat trei instituții care nu s-au dizolvat niciodată până astăzi. Una dintre ele a rămas absolut sfântă, pură. O a doua este la momentul acesta în timpul examenului, iar o a treia a falimentat în mare măsură. Aș vrea în această seară să privesc alături de dumneavoastră cu maturitate, cu responsabilitate, la acest subiect care, repet, este foarte complex și să ne gândim împreună, făcând o aplicație practică, ce notă ne pune nouă Dumnezeu ca indivizi în fața acestei provocări numite creștinul cu trei case. Prima casă a unui creștin este cerul. Asta presupune relația lui cu Dumnezeu. Aceasta este casa spirituală pentru viața lui. Și aici el își poartă de grijă sufletului lui. Aceasta este prima casă. Casa aceasta, cerul, obligă la foarte multe responsabilități. Atunci când o persoană se îngrijește de această casă, el se îngrijește de sufletul lui. El nu câștigă bani și nu câștigă nimic pentru moment. A impresia că este o pierdere de vreme și este manifestarea unei religii. Omul care se roagă, omenește vorbind, el nu câștigă nimic. Omul care citește Biblia sau postește nu este foarte apreciat de societatea contemporană. Pentru că cerul este o casă a viitorului când se va întoarce Iisus Hristos. Este o relație cu o persoană nevăzută și este manifestarea interesului pentru suflet. O dimensiune a existenței umane pentru care niciun om astăzi nu mai manifestă interes. Niciun om dintre oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. O a doua casă este casa familiei noastre, unde avem soție, soț, copii și părinți. Aici este casa noastră familială și aici avem responsabilități familiale. Aici avem satisfacție ca soț, tată, soție sau mamă, copii sau părinți. Aici avem obligații specifice. Aici în fiecare zi suntem chemați să iubim și să iertăm, să purtăm de grijă, să trecem cu vederea, să înțelegem și să acceptăm.
Aceasta este o casă de pe pământ. Aceasta este relația cu o persoană căreia i-am jurat din iubire, iubire, o persoană alături de care, de ani de zile, împărțim viața și existența. Casa familiei este foarte diferită de casa din ceruri. Pentru că responsabilitățile care le avem pentru sufletul nostru sunt diferite de responsabilitățile pe care le avem față de soție și copii. A treia casă, între cele trei, este casa bisericii. Este biserica. Aici este casa noastră religioasă sau casa noastră bisericească. Aici ne manifestăm responsabilitatea slujirii, a părtășiei și a unității. Aceasta este casa care ne pregătește pentru cer. Este casa care ne dă valoare și putere pentru familie. Ceea ce vreau să subliniez în această seară este faptul că fiecare dintre noi avem tendința să ne concentrăm foarte puternic asupra uneia dintre cele trei case. Timp în care, fără să ne dăm seama, neglijăm pe una sau pe celelalte două. Acesta se numește dezechilibru. Fiecare dintre noi excelăm cel puțin la una dintre aceste trei case. Însă riscul pe care ni-l asumăm este să avem un dezechilibru în manifestarea responsabilității și interesului față de cele trei. Foarte puțini oameni pot spune că au echilibru în interesul, în grija și în responsabilitatea pe care o manifestă în mod egal față de cer, față de familie și față de biserică. Spun lucrul acesta pentru că întâlnim oameni care se roagă, care postesc și citesc Biblia, timp în care relația lor cu familia este una slabă. Întâlnim oameni care sunt foarte buni familiști, fac case mari, se înțeleg bine cu soția și copiii, însă au mari probleme cu biserica. Sunt foarte nepunctuali, nu se implică în niciun fel, nu manifestă niciun fel de interes și pentru ei este tot una dacă biserica urcă sau coboară. Ei sunt doar niște consumatori de programe. Sunt oameni care sunt foarte implicați în biserică. Sunt nelipsiți. Sunt prezenți în fiecare seară. Slujesc pe toți. Ei încuie, ei descuie. Însă oamenii aceștia nu mai au timp să se roage în viața lor privată, personală. Nu mai au timp să citească Biblia. Ei stau foarte rău în relația lor personală cu Dumnezeu, cu cerul. Este foarte greu să-ți împarți timpul, banii și viața în mod egal în cele trei case. Și peste tot, în relația cu cele trei, să fii într-o stare de echilibru. Imaginați-vă o persoană care o duce bine în Statele Unite și la un moment dat are trei case, trei building-uri, trei clădiri. Nu este așa că el trebuie să plătească taxe pentru fiecare? Nu este așa că el are bill-uri de la fiecare dintre cele trei? Faptul că plătește la una nu-l scutește la celelalte două. Faptul că plătește la două nu-l scutește la cea de-a treia. El are responsabilități egale la fiecare dintre cele trei. Din punct de vedere al scopului pentru care Dumnezeu ne-a creat, un creștin care îl urmează pe Domnul trebuie să manifeste interes și echilibru în responsabilitatea oferită de Domnul lui în relația cu cele trei case, cerul, familia și biserica. Există foarte multe preocupări în viața unui om. Pentru unii cel mai important este să se culce devreme. Pentru alții cel mai important este să mănânce bine. Pentru alții cel mai important este să aibă o mașină nouă. Pentru altul cel mai important este să aibă o vacanță suficientă.
Și preocupările oamenilor sunt care de care mai ciudate, mai diverse, dar și mai bizare. Când vorbim despre responsabilitatea noastră în fața acestor trei provocări, care în egală măsură ne vor cu timpul, cu banii și cu viața noastră, ne gândim, Doamne, care este ordinea priorităților între aceste trei, cer, familie, biserică? Care trebuie așezată pe primul loc? Familia? Biserica? Cerul? Dacă privim în Scriptură, este ușor să observăm că de departe, primul lucru asupra căruia un om ar trebui să se concentreze este relația lui personală cu Dumnezeu. Al doilea lucru asupra căruia un om ar trebui să se concentreze este biserica din casa lui, biserica de sub acoperișul unde trăiește el, oamenii din biserică care sunt cei mai apropiați lui. Cea mai apropiată soră din biserică de mine este soția mea. Cei mai apropiați copii ai bisericii de mine sunt copiii mei. De aceea partea din biserică, cea mai apropiată de mine, este familia mea. Nu toți sunt chemați să aibă grijă de biserică, însă toți suntem chemați să avem grijă de propria familie. Nu toți suntem chemați să păstorim sau să dirijăm, dar toți suntem chemați să iubim, să iertăm și să ne înțelegem în dragoste și în acceptare cu partenerul de viață, cu părinții și copiii. A doua prioritate în viața unui creștin este familia. Iar în al treilea rând, noi suntem chemați să ne implicăm potrivit darului pe care l-am primit, potrivit măsurii de putere pe care am primit-o și potrivit chemării pe care ne-a făcut-o Domnul în biserica sa. Riscul numărul unu este să ne preocupăm foarte mult de una și să le neglijăm pe celelalte. Riscul este să alergăm foarte mult pentru Domnul timp în care ne neglijăm familia. Observați că în fiecare perioadă istorică a existat un exces de zel. Au fost momente când persoane și-au neglijat familia, alergând pentru Dumnezeu și pentru alții, pentru oameni. Predicatori care au predicat altora, dar soțiilor lor și copiilor lor n-au avut timp să le predice. Dar întâlnim și persoane care au făcut case peste case și au uitat de Dumnezeu și de viața lor spirituală. Riscul să avem dezechilibru în viață în fața acestor trei provocări care în mod egal ne vor interesul și preocuparea este foarte mare. De aceea, în această seară, frați și surori, am vrut să pun în fața dumneavoastră această provocare și mai mult decât eu voi fi în stare, ajutat de Duhul Domnului, să vă prezint relația dintre aceste trei subiecte, într-unul, este să vă provoc pe dumneavoastră, adulți care îl cunoașteți pe Domnul și care aveți experiența urmării lui Iisus, să vă gândiți unde sunteți ca aplicație practică în legătură cu subiectul acesta. În ce măsură putem afirma noi în seara aceasta că avem echilibru în relația noastră cu aceste trei case și că falimentul nu există nici în relația mea cu Dumnezeu, nici în relația mea cu familia, nici în relația mea cu biserica. Și în aceste trei domenii eu am priorități clare, eu știu ce am de făcut și eu îmi fac bine slujba. Și în relația cu Dumnezeu, care este Tatăl meu, iar eu sunt sluga Lui, și în relația cu familia, unde de asemenea sunt chemat să iubesc și să împlinesc, să muncesc pentru bunăstarea celor ai mei, și în biserică, unde sunt chemat să-i servesc pe frații mei, în numele Celui care m-a trimis și care într-o zi mă va chema înapoi să-mi plătească fiecare sacrificiu pe care l-am făcut pentru fiecare dintre dumneavoastră. În această seară, în inima mea mă întreb, Doamne, cât echilibru există în viața mea în legătură cu aceste trei case, unde eu ar trebui să mă dedic în mod egal în fiecare dintre ele?
Nu cumva mi-am permis să mă concentrez prea tare asupra uneia sau a două dintre ele, timp în care pe una sau pe celelalte două le-am neglijat și acolo există faliment și acolo există conflict și eu nu prea dau pe acolo și nu mă interesează de responsabilitățile acestea? Aceasta este tema mesajului meu din această seară. Nu-i suficient să ai o relație bună cu Dumnezeu. Nu-i suficient să ai o relație bună cu familia. Nu-i suficient să ai o relație bună cu biserica. Trebuie să le ai pe toate trei. În ce măsură este aceasta o realitate în viața mea astăzi? Aș vrea în timpul care ne stăm în față, frați și surori, să trecem puțin cu gândul prin cele mai importante lucruri legate de responsabilitatea noastră cu fiecare dintre cele trei case. Și să începem cu prima, care este pe primul loc. Prima mea casă este cerul. Biblia ne prezintă cerul ca un dar fără plată. La Romani, capitolul 6, versetul 23, unul dintre versetele pe care foarte mulți dintre noi le știm pe din afară, cuvântul Domnului ne spune. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Darul fără plată, cerul este un dar fără plată. Am auzit oameni care spun Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Viața veșnică nu poate fi niciodată o răsplată, ea este un dar. Dacă ar trebui Dumnezeu să ne răsplătească cu viață veșnică, niciunul dintre noi n-am ajunge la performanța să merităm viața veșnică ca și răsplată. Dar Dumnezeu ne dă cerul în dar. Cerul este un dar fără plată, nu este o retribuție a meritelor mele, nu este o răsplată a ostenelilor mele. Cerul este un dar fără plată. El nu este câștigat prin merite personale. Are foarte mare importanță atitudinea mea în relația spirituală cu Dumnezeu, însă eu niciodată nu voi ajunge la performanța spirituală încât prin ceea ce fac să merit cerul. La Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9, Apostolul Pavel încearcă să explice spunând: prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit. Eu fac fapte bune pentru că sunt deja mântuit, iar faptele sunt expresia credinței pe care o am. Scopul faptelor nu este să câștige mântuirea, ci este să confirme mântuirea. Nu este să câștige credința, ci este să confirme prezența credinței. Cerul este un dar nemeritat. El nu poate fi câștigat prin merite personale. Asta nu exclude importanța faptelor noastre și importanța la ceea ce noi trebuie să facem prin credință în relația noastră spirituală cu Dumnezeu. Observați, vă rog, că cerul presupune relația mea personală cu Dumnezeu. Aici nu are nicio legătură soția mea, aici nu are nicio legătură comitetul, aici nu are nicio legătură, nu au nicio legătură frații și surorile. Cerul presupune relația mea ca individ cu Dumnezeul meu. Doar eu și el, unul la unul. Această relație spirituală cu Dumnezeu presupune casa numită cerul. Și dacă vreodată eu voi ajunge acolo, nu voi ajunge datorită fratelui Viorel sau soției mele, datorită dirijorilor sau bisericii, ci voi ajunge datorită interesului pe care eu îl am și îl manifest prin relația mea personală cu Dumnezeul meu, unul la unul. Această relație spirituală cu Dumnezeu se manifestă în primul rând prin rugăciune, în al doilea rând prin citirea Bibliei, în al treilea rând prin post și în al patrulea rând prin închinare. Închinare este manifestarea dragostei pentru Dumnezeu. Tot ce facem ca o expresie a iubirii pentru Domnul se numește închinare. Tot ce facem, de la cântare până la orice lucru pe care îl facem din iubire, ca pe un semn de apreciere și de respect, de adorare, făcut în cinstea Domnului, aceasta se numește închinare.
Relația spirituală cu Dumnezeu a unui individ ca mine sau ca dumneata, dincolo de relația cu biserica. Relația cu biserica nu trebuie confundată cu relația cu Dumnezeu. Eșecul multor creștini a venit în urma acestei neînțelegeri. Oamenii confundă serviciul divin de duminica cu viața lor spirituală care trebuie avută în fiecare zi. Oamenii confundă viața bisericească de duminica și joia cu viața spirituală a lor în relația cu Dumnezeu care trebuie manifestată în fiecare clipă. Noi confundăm relația cu Dumnezeu cu relația cu biserica. Noi ni se pare că relația cu Dumnezeu este doar actul public de duminică dimineața și seara pentru 2 ore. Uitând că relația cu Dumnezeu înghite fiecare secundă a existenței mele, indiferent unde sunt și indiferent ce fac. Relația mea spirituală cu Dumnezeu se manifestă doar prin aceste 4 atitudini spirituale: rugăciune, post, citirea Bibliei, meditație și închinare. Rugăciune, meditație, post, citirea Bibliei și închinare. Aceste 4 lucruri făcute în cămeruță, nu neapărat în biserică. Când eu vin la biserică, acesta este o sărbătoare publică și predicatorul ne invită să ascultăm citirea Bibliei, dirijorul ne invită să ascultăm cântarea, să ne închinăm alături de ei, dar asta nu presupune relația mea personală cu Dumnezeu. Relația mea personală cu Dumnezeu, grija mea pentru cer, pentru casa aceasta a mea, înseamnă 1 la 1, doar eu și Dumnezeul meu. Pentru că niciodată eu când sunt în biserică nu mă pot ruga liber ca atunci când sunt acasă încuiat în cămeruța mea, unde nu mai am limite. Aici am limite, dacă frații se roagă mai încet, mă rog și eu ca ei. Dacă frații termină rugăciunea, eu nu mai mă pot ruga spunând fraților, mai așteptați-mă 5 minute că duhovnicescul de mine încă nu mi-am terminat rugăciunea. Asta o fac la mine acasă, nu în biserică. În biserică dacă s-a oprit poporul, mă opresc și eu. Dacă poporul continuă, continui și eu. Este un lucru pe care îl facem împreună și depindem unii de alții. Ne acomodăm unul în funcție de celălalt. Dar când sunt acasă în cămeruță, n-am limite la timp, n-am limite la volumul vocii și n-am limite în secretele vieții pe care le spun, mărturisindu-mi păcatele și slăbiciunile. Nu mă pot ruga alături de fratele Viorel spunând, Doamne, iartă-mă că am mințit aseară, pentru că există riscul ca... Există risc. Dacă cineva mă aude că eu am mințit aseară, există un mare risc. Dar când sunt singur cu Iisus, nu există niciun risc. Lui pot spune că aseară mi-a scăpat o manifestare de nervi, mi-a scăpat o atitudine necreștină, lipsită de iubire, lipsită de respect. Acolo în cămeruța mea, eu pot să dau pe față omul care îl țin ascuns în fața imaginii publice numite lui Gimițoi sau alt nume din biserică. În fața acestei imagini publice care se străduiește să trăiască între niște limite publice, există un om. E, omul acesta se scoate afară doar atunci când este numai el și numai Dumnezeu. 1+1. 1 lângă 1. 1 la 1. Din ce în ce mai mult în vremea care trăim, oamenii subapreciază relația personală cu Dumnezeu. Rugăciunea individuală, citirea Bibliei individuală, postul individual și închinarea individuală. Aceste lucruri oamenii din ce în ce mai mult le neglijează și practicăm rugăciunea comună, ceea ce este foarte bine, postul comun, ceea ce este foarte bine, închinarea comună și citirea Bibliei împreună. Aceste lucruri sunt foarte importante. Dacă citim în Evanghelie, mai ales la Matei capitolele 5 și 6, vom observa că Biblia spune, accentuează să mă rog singur în odăiță, dar și să mă rog împreună cu alții. Biblia accentuează să postesc singur, dar și să postesc împreună cu alții. Biblia accentuează să citesc Biblia împreună, dar să o citesc cu alții, dar să o citesc și singur. Și de asemenea accentuează închinarea particulară și închinarea publică. De cele mai multe ori, singura rugăciune pe care o mai facem unii dintre noi este rugăciunea publică, rugăciunea cu alții. Atât de mult am limitat viața noastră spirituală
încât casa anumită cerul, adică relația mea personală cu Dumnezeu, doar eu și El am neglijat-o și totul rămâne relația mea cu biserica. Doar acolo mai mă rog, public. Doar acolo mai citesc Biblia, public. Doar acolo mai postez și mă închin, public. Și folosesc relația cu biserica ca pe o cârjă în care mă sprijinesc, pentru că piciorul numit relația mea cu Dumnezeu i-a amputat. Aș vrea să fii sincer, dincolo de orice teologie, pentru că teologia este una dintre problemele cu care ne confruntăm astăzi. Aș vrea să fim sinceri și dincolo de orice teologie să ne oprim un pic și să ne gândim fiecare dintre noi câte minute ne rugăm într-o săptămână numai eu și Dumnezeu. Acela este adevăratul Luigi Mițoi. Câte minute citim Biblia numai eu și Dumnezeu? Câte zile postim într-o lună fără să postim împreună cu alții? Fără angajamente pe care le luăm, frate Viorel, hai să ne unim împreună în post pentru o cauză. Ok, și împreună postim amândoi. E un angajament între mine și el. Dar numai eu singur, câte zile postesc eu singur într-o lună? Acesta este adevăratul Luigi Mițoi. Aceasta este adevărata credincioșie. Aceasta o fac din inițiativa mea. Aceasta o fac din îndemnul Duhului meu. Aceasta o fac ca pe o expresie a vieții mele spirituale. Aceasta o fac ca să întrețin relația mea spirituală cu Domnul. Nu mă vede nimeni. Nimeni nu mă apreciază pentru asta. Nimeni nu-mi pune notă. Aici dacă vin în biserică și mă așez pe bancă fără să mă plec pe genunchi, mă văd sute de oameni. Mai ales că eu nu vin pe ultima bancă și vin pe prima. Și toți oamenii din biserică mă văd. Și dacă eu nu mă plec pe genunchi să mă rog, foarte mulți dintre oamenii din biserică care mă văd spun: un semn de întrebare de culoare roșie în dreptul persoanei mele. Cu frații o rezolv dacă mă plec pe genunchi la amvon și în fața băncii, dar cu Dumnezeu cum o rezolv? Am înlocuit, fără să ne dăm seama, relația spirituală personală cu Dumnezeu cu relația bisericească publică și acesta este cel mai mare pericol la care se expune astăzi Biserica lui Dumnezeu. În seara aceasta, scumpi oameni ai lui Dumnezeu, care veniți de departe cu lacrimi și cu osteneli, permiteți-mi să trag în dreptul fiecăruia dintre noi, în dreptul conștiinței noastre, un semnal de alarmă și să vă spun: avem o casă numită cerul. Ea se hrănește cu rugăciune în odăiță, numai eu și Dumnezeul meu. Acasă găsește un timp și măcar câteva zeci de secunde sau minute, oprește-te și spune-i lui Dumnezeu o rugăciune personală, timp în care poți să-i spui orice, fără limite, fără riscul să te audă cineva și să exagereze ce ai spus, să interpreteze greșit ce ai spus. Lucrul acesta trebuie să-l facem fiecare dintre noi. Iar dacă nu-l facem, asta arată dezechilibrul meu la cea mai importantă casă dintre cele trei. Ce se întâmplă cu o casă dacă nu-i repară acoperișul? Plouă în interior. Ce se întâmplă cu o casă unde plouă în interior? În timp se va prăbuși. Ce se întâmplă cu casa mea din ceruri, unde nu există rugăciune personală cu Dumnezeu, citirea Bibliei personală, post personal și închinare personală? Permiteți-mi să spun adevărul, se prăbușește. Relația mea spirituală cu Dumnezeu, 1-1, este casa mea din ceruri. Biserica lui Dumnezeu a ajuns astăzi unde a ajuns, datorită falimentului individual, nu datorită falimentului public. Public, noi avem servicii foarte bune. Prin harul și ajutorul lui Dumnezeu, Biserica Betania are servicii agreabile, are servicii care oferă. Avem o închinare bună, avem predici bune, avem cor și fanfară și orchestră, avem soliști buni, avem o echipă bună de ușieri, avem o echipă bună de învățători la școala duminicală, avem un comitet bun, avem dirijori foarte buni. Public, de la 6 la 8 și un sfert, noi ne prezentăm impecabil.
Toată săptămâna dau 50 de telefoane. Fii atent, fă așa, vii acolo, tu începi atunci, tu termini atunci, tu te retragi și totul este regizat, totul este bătut în cuie, totul este bine fixat, totul este organizat în cele mai mici detalii. Dar dincolo de asta, individul de pe bancă, cât se roagă el singur într-o săptămână? Aceasta este casa numită cer. Eu acum te pun să te rogi de 2-3 ori, dar dacă te rezum la asta, ai doar o viață bisericească și nu una spirituală. Te rog în această seară, frate și soră, lasă-mă să prezint acest adevăr. Viața dumitale eternă depinde de înțelegerea acestui suprem adevăr. Este nevoie să ne rugăm. Nu există naștere din nou, nu există pocăință, nu există botez cu Duhul Sfânt, nu există umplere cu Duhul Sfânt, nu există viață de sfințenie și neprihănire fără rugăciune, fără post, fără citirea Bibliei. Dacă oamenii sunt apatici în biserică, sunt nu datorită programului public că nu e suficient de bun. Ce ar mai putea să aibă un serviciu divin de duminică seara și nu are acesta? Are cântare, performanță de muzică, are poezie, performanță poetică, are predică, performanță oratorică, are rugăciune, performanță. Ce ar mai putea să aibă? Liniște, disciplină. Nu mai mișcați, nu vă mai plimbați, folosiți Bethany Lent și camera mama și copilul. Vă rog, vă rog. Liniște, disciplină, ordine, public, stăm bine. Însă pleci acum acasă și nu ne mai vedem până duminică dimineața. Ce aș putea să fac ca să ai o viață de rugăciune acolo unde nu pot veni cu dumneata, în odăiță? Ce aș putea să fac ca să citești Biblia acolo unde nu te pot însoți, în odăiță? Ce aș putea să fac din proprie inițiativă să spui, joia aceasta postesc? Aceea este ceea ce faci singur. Nu te vede nimeni, nu-ți programează nimeni aceste lucruri, păstorul nu mai scrie asta în buletinul duminical, păstorul nu te mai pune să faci asta, o faci singur sau nu o faci. Acesta ești adevăratul dumneata. Acesta este adevăratul creștin. Când formezi o biserică cu creștini care n-au o viață de rugăciune personală, n-au o viață de citire a Bibliei personală, n-au o viață de post personală și o viață de închinare personală, ce biserică este aceea? Cât de vinovat este păstorul pentru asta? Frați și surori, aș vrea în această seară să înțelegem că hrana pentru sufletul nostru este rugăciunea din odăiță. Fiecare dintre dumneavoastră priviți de pe bancă, cum întotdeauna aceiași oameni vin la microfon și se roagă. Dumneavoastră nu aveți oportunitatea, cei mai mulți de aici, nu aveți oportunitatea să ajungeți la acest microfon să vă rugați. Datorită lipsei de chemare să fiți aici. Însă în odăiță nu mai există predicator, păstor, evanghelist sau membru. Acolo suntem toți oameni. În odăiță eu nu mai sunt fratele păstor sau fratele predicator. Acolo eu sunt un muritor care vorbește cu Dumnezeul lui. Acolo sunt o slugă care se întâlnește cu stăpânul ei. Acolo sunt un servitor care se întâlnește cu regele lui, cu managerul lui. Și îi vorbesc despre bucuriile și satisfacțiile mele. Doamne, se pocăiesc oameni! Sau îi vorbesc despre întristările mele. Doamne, nu se pocăiește nimeni. Ați auzit de Ieremia care a predicat 25 de ani și nu s-a pocăit nici măcar un singur om? Citiți-vă rog cartea lui și veți constata acest suprem faliment al omului numit Ieremia. A predicat 25 de ani, citiți Biblia la cartea lui Ieremia și veți constata că nu s-a pocăit nici măcar un singur om. Este predicatorul cu cea mai slabă eficiență la mântuirea sufletului. Ieremia, un om care a plâns, dar plânsul lui n-a avut efect. Nu pentru că el n-a plâns bine, ci pentru că oamenii n-au acceptat plânsul lui. Vă rog în această seară, frați și surori, acceptați această evaluare corectă a vieții spirituale și înțelegeți că prima casă pe care ar trebui să aibă un creștin
este casa sufletului lui, este casa spiritului lui, este casa lui eternă și acesta este cerul. Grija, interesul și preocuparea pentru această casă este rugăciunea, citirea Bibliei, postul și închinarea personală, singur-singurel. Aceasta, spun încă o dată în încheierea acestui prim subiect, este problema numărul unu a bisericii din ziua de astăzi. Cerul, relația cu Dumnezeu, manifestată unul la unul, este un lucru din ce în ce mai neglijat, din ce în ce mai amânat și înlocuit cu relația cu biserica. Unde există rugăciune publică, citirea Bibliei publică, post public și închinare publică. A doua mea casă este familia. Relația mea cu familia se manifestă prin iubire. Iubirea este motivația mea să accept de-a lungul anilor aceeași persoană lângă mine și să fiu acceptat de aceeași persoană lângă ea. Iubirea. Dacă cineva nu te iubește, nu are motivație să te suporte, să te ierte, să te accepte. Când o persoană mă iartă, mă acceptă, el e motivat de iubire. Nimic nu poate motiva pe cineva să mă accepte pe mine și să mă ierte pe mine decât din iubire. Cum Dumnezeu vrea o relație personală cu El și cum ea nu poate fi înlocuită cu o relație publică, tot la fel, relația din cuplu implică o relație personală, privată, un timp în odăiță între mine și familia mea. Un timp în care să închid ușa în urma mea și a soției mele și în urma noastră și a copiilor noștri. Trebuie să recunoaștem că viața cotidiană din America ne predispune la sărbători. Sărbători pe care întotdeauna le petrecem cu alții. Viața de familie, doar eu și soția mea, devine un timp din ce în ce mai inexistent. Tot timpul când am un pic de timp liber, lângă mine și soția mea, mai sunt încă două, trei familii. Și asta este bine, dar întreb, eu chiar nu mai am nevoie de un timp, eu și ea, ea și el, noi și copiii, un timp în care să putem discuta crize, probleme, falimente, lucruri care nu merg. Orice companie din lumea aceasta are la perioade de timp regulate sau neregulate întâlniri speciale care verifică și evaluează eficiența companiei, profitul. Sunt oameni plătiți și specialiști care se ocupă de viitorul companiei. Cine se ocupă de viitorul familiei mele? Cine se ocupă de viitorul relației mele cu soția mea? Cine se ocupă de viitorul copiilor mei? Mă uit la ei cum se îmbracă. Mă uit la ei la ce oră vin la biserică. Mă uit la ei cum se comportă în casa Domnului. Mă uit la ei. Am nevoie de timpul acesta. Viața noastră este atât de plină de activități încât neglijăm să mai facem acest lucru. Și asta se vede din ce în ce mai mult. Frați și surori, lucru pe care îl facem și care se vede cel mai mult când ne întâlnim este lucru bisericesc. Lucru public bisericesc. Pe acesta îl facem cu toții pentru că el este o notă pe care ne-o pun oamenii care venim aici. Dacă nu facem ceva anume, toți oamenii ne văd și atunci facem. Relația mea cu Dumnezeu este la inițiativa mea. Relația mea cu soția și cu copiii, privată, este la inițiativa mea. Și în această seară aș vrea să mă verific pe mine cu voce tare și să vă invit pe dumneavoastră, dacă îmi permiteți, să vă verificați. Orice familie are nevoie de intimitate. Și când spun intimitate, nu este neapărat actul intim. Ci când spun intimitate, mă refer la legătura trupească, emoțională, intelectuală și spirituală. Intimitatea care cuprinde comunicarea între aceste patru domenii ale existenței umane. Cât timp mai avem noi să comunicăm la aceste patru domenii?
la aceste patru dimensiuni. Cât timp? America este o țară unde se muncește mult, unde se câștigă bine, unde se trăiește bine. Dar nu uitați că este o țară, una dintre țările cu rata cea mai mare în domeniul divorțurilor. Se desparte soțul de soție. Observați că banii și succesul material din America nu îi ține pe soț și pe soție la un loc. Cresc copii fără un părinte sau poate chiar fără amândoi. De ce? Permiteți-mi în această seară să vă mai aduc încă o dată aminte. Omul lui Dumnezeu are trei case. Relația lui personală cu Dumnezeu presupune cerul. Relația lui cu soția și cu copiii presupune familia. Și relația lui cu biserica, cu frații și cu surorile, presupune relația cu cei de-a treia casă. Între aceste trei case trebuie să existe o preocupare echilibrată. Care este relația mea cu biserica? Am eu un loc concret aici? Am eu o slujbă concretă aici? Am eu ceva de făcut în mod permanent? Fac lucrul acesta cu pasiune? Sunt punctual în ceea ce fac? Sunt serios și dăruit în ceea ce fac? Sunt un exemplu în ceea ce fac? Toate aceste lucruri sunt o provocare pentru fiecare dintre noi. Și oricât le-am face de bine, nu le putem face perfect niciodată. Dar dacă nu ne preocupă, frați și surori, aș vrea în încheiere, înainte să invit corul să cânte și mai apoi să ne rugăm împreună, în legătură cu cuvintele auzite în această seară, să vă mai întreb încă o dată, ca o aplicație practică a subiectului pe care vi l-am prezentat. Relația mea personală cu Dumnezeu nu se poate manifesta decât eu singur cu Dumnezeu singur. Dacă eu nu-mi fac timp singur cu Dumnezeu singur, eu n-am relație spirituală. Relația cu biserica e relație bisericească, religioasă. Relația, adevărata relație spirituală se manifestă în cămăruță, unde omul și Dumnezeu, stăpânul și sluga, se întâlnesc pentru rezolvarea problemelor. Permiteți-mi în această seară să vă invit cu dragoste pentru veșnicia dumneavoastră, scumpii mei frați și surori. Angajați-vă în această seară din nou, dacă cumva ați pierdut obiceiul, pentru rugăciune singur, pentru citirea Bibliei singur, pentru post singur și pentru închinare singur. Angajați-vă zilnic să faceți asta. O faceți pentru sufletul dumneavoastră. Casa familiei o vom părăsi într-o zi. Casa bisericii o vom părăsi într-o zi. Casa pe care nu o vom părăsi niciodată este casa din ceruri. Și din punct de vedere fizic, în plan spiritual, vom ajunge acolo. Vă rog, nu neglijați această casă. O faceți pentru sufletul dumneavoastră, pentru veșnicia dumneavoastră. Apoi, familia. Duceți-vă acasă în seara aceasta cu un buchet de flori. Duceți-vă cu un zâmbet. Duceți-vă cu un iartă-mă, cu un te iubesc. Duceți-vă cu 10 minute să faceți singur o plimbare. Duceți-vă pentru 15 minute să stați cu copiii dacă ei sunt disponibili pentru asta. Faceți ceva special pentru familia dumneavoastră. Anii trec. În timp ce ne apropiem mai mult de alții, ne înstrăinăm mai mult de propria familie. Aceasta este o crimă la care ne predispune modul de viață american. Frații mei, nu este drept, nu este cinstit, nu este pentru o relație familială puternică, ci este pentru faliment familial acest obicei. Dacă mă depărtez de soția mea și de copiii mei, familia mea se dezintegrează și fiecare ne apropiem de alții din afara familiei, timp în care ne înstrăinăm unul de altul în interiorul familiei, aceasta este o crimă. Este interzis după Scriptură. Și apoi, eu trebuie să am o viață de biserică. Eu trebuie să fiu prezent aici, indiferent ce zi este și indiferent cum stau lucrurile. Dacă am timp, sigur, este diferență între mine ca păstor care asta fac și între dumneavoastră care aveți servicii și care vă este greu. Însă fiecare dintre noi, cât putem mai mult și mai bine, trebuie să ajungem la performanță în biserică de dragul Regelui Iisus Hristos. Vă chem în această seară, frați și surori. În timp ce va cânta corul, întrebați-vă, există echilibru în viața noastră între aceste trei case? În care dintre ele plouă? Câți dintre noi ne angajăm acum să schimbăm acoperișul mâine? Și să veghem ca fiecare dintre cele trei case să fie restaurată, bilurile să fie plătite la zi și să avem un obraz curat.
și o demnitate a unor oameni care știu să administreze trei case în posesia cărora au intrat prin naștere și prin convertire. Creștinul cu trei case este provocarea marei responsabilități, a uriașei obligații care ne cheamă la echilibru. Haideți să ascultăm cântarea de cor și apoi aplicație practică, să ne rugăm lui Dumnezeu luând decizii și cerându-ne iertare. Și seara aceasta să facă o diferență în viața noastră cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin.